Pe scurt, am rămas fără internet. Era marți, mă uitam pe telefon la diferite videouri. La moment am rămas fără internet. What? Ceva e cu telefonul, la calculator aceeași situație, da. Dar n-are cum, eu am achitat totul. Am verificat cablurile la router, la calculator, l-am repornit pe router, nimic nu m-a ajutat. Am decis să aplic puterea mea de hacker, de câteva ori am lovit router, poate ajuta. A ieșit fratele și mi-a spus ce ai făcut cu internetul. Eu i-am răspuns nimic, de ce crezi că eu am făcut cu ceva cu el. Și el mi-a spus până când tu nu l-ai atins, totul a fost bine. Într-adevăr, eu l-am rugat frumos să meargă la el în cameră. Am mers la bucătărie să mănânc ceva, am deschis frigiderul o dată, două, trei. Bă, unde-i sandwich-ul? Oh, uite și sandwich-ul meu. Mereu lucrează metoda aceasta. N-am ce face. Poate să joc în Dota? Nu, jocul e cu internet. Fortnite, aceeași problemă. Poate merg la o plimbare, doar este o mică problemă. Atât de plictisitor fără internet că ne-am cumpărat televizor, doar că el tot nu merge fără internet. Am stat o oră și m-am uitat în ecranul televizorului. Nimic nu s-a întâmplat. Of, ce să fac? Poate să încep să fac sport? Odată? Nu, mersi, asta nu e pentru mine, așa că am decis să mă culc. Poate mai târziu va fi internet. Am adormit. M-am trezit, m-am uitat în telefon, internet n-am. După am început să mă gândesc de ce toată lumea este dependentă de internet. În lumea noastră nicio companie nu lucrează fără internet. Eu m-am jurat că nu o să mă folosesc niciodată de internet. Gata! Brusc am auzit un sunet cunoscut. Pe scurt, am rămas fără internet. Prieteni, nu uitați de like, share și subscribe, iar pentru cei care vor să apară în video, trebuie să găsiți logo Motan Show și să scriți în comentariu la ce minut a apărut.